V-am făcut un calcul ca să vedeți ce înseamnă. Deci, practic, la 54.000 se facturează 27.000, da? Din care se plătesc, bineînțeles, taxe. Da? 27.000 plătești taxe. Nu știu cu cât rămâi din 27.000. Flavius, dacă ai un PFA, cu cât rămâi din 27.000 banii tăi? Un PFA din 20 depinde de cheltuieli, undeva la 20.000 sunt banii curați. Ar trebui să Deci, fie banii curați. bun. Deci, muncești toată luna și pleci acasă cu 20.000 de lei. Dar muncești, te chinui, înveți, te dai cu capul de pereți, nu știu, că nu știi, că nu-ți iese, că până ți iese. Și când ți-a ieșit, da, domnule, uite, mi-a ieșit, am câștigat. Da? Alții se dau cu capul de servici, de pereți la job și... Cum este că cu cât depui mai mult efort la început și mai multă implicare, cu atât rezultatele sunt mai bune în timp și lucrurile se întâmplă mult mai ușor în timp. Și nu mai ai Da. senzația că te dai cu capul de pereți pentru că nu mai e cazul.